Târgu Mureș, denumit odinioară Novum Forum Sicolorum, este unul dintre cele mai mari orașe din regiunea centrală a Ardealului, situat la limita dintre Câmpia Transilvaniei și dealurile Târnavelor, la o distanță de 350 de km față de București și 560 de km față de Budapesta. Ridicat inițial pe terasa inferioară a râului Mureș, orașul s-a dezvoltat de-a lungul timpului, ocupând povârnișurile și dealurile din apropiere. De la Orban Boloș, în descrierea ținutului secuiesc, aflăm că aici se țineau târguri de vite, iar numele inițial reflectă acest lucru, noul târg al secuilor. Nu se cunoaște data exactă a fondării orașului, dar în secolul al XIV-lea plătea dijmă însemnată către papalitate, ceea ce dovedește că s-a constituit într-o așezare importantă și bogată. Prima atestare scrisă provine din anul 1360, când regele Ludovic I-ul al Ungariei a emis de aici, din Forum Sicolorum, un decret. Centrul istoric al orașului, cu clădirile lui frumos colorate, turnurile înalte ale bisericilor, bastioanele compacte ale cetății, oferă o imagine pitorească. Arhitectura din Târgu Mureș se aseamănă cu construcțiile din metropolele europene. Înfățișarea zonei vechi a orașului reflectă mai multe stiluri. Casa Telechi este una dintre clădirile relevante ale barocului târziu. Este locuința pe care contele Telechi Domokos și-a ridicat-o în anul 1803. În fața clădirii se află statuia primului primar al orașului Târgu Mureș, Bernadi Gheorghi. Cea mai veche clădire cu etaj din oraș, care a supraviețuit secolelor, este Casa Köpeții Telechi, construită în anul 1554 de către Köpeții. Casa de cărămidă a rămas mult timp cea mai mare și mai frumoasă clădire a orașului. Vis-a-vis de Casa Köpeții Telechi se ridică impunătorul Palat al Poștei, care a avut aceeași destinație de la înființare până în prezent. În piața Trandafirilor avem ocazia să admirăm o salbă de clădiri de o frumusețe aparte, Casa cu Arcade, Palatul Apollo, după care urmează Piața Teatrului, a cărei imagine este dominată de Teatrul Național. Acesta a fost construit în 1978 pe locul unei mai vechi mănăstiri franciscane din care s-a păstrat doar turnul. Ajungem la Palatul Toldologhi, monument arhitectural reprezentativ pentru stilul baroc. În prezent, acesta adăpostește Muzeul de Etnografie și Artă Populară. Suita este continuată de Casa Banioi, care a servit pentru o perioadă drept locuință primarului Bernadi Gheorghi. Înaintând spre Piața Victoriei, traversăm Piața Trandafirilor, plină de flori, și admirăm Palatul Culturii, care, împreună cu clădirea vechii primării, actualul palat administrativ, formează un ansamblu armonios care încântă privirea și constituie totodată simbolul orașului. Ambele clădiri au fost proiectate din inițiativa primarului Bernadi Gheorghi de către arhitecții budapestani Comor Marcel și Jacob Deje, în stil secesionist. Palatul Culturii, prin acoperișul cu țigle de majolică colorate, reliefurile de mozaic, piatră și bronz ale fațadei, se impune prin aspectul său decorativ ca unul dintre monumentele reprezentative ale stilului Art Nouveau ardelean. Cele două case ale scărilor sunt placate cu marmură de Carrara, iar vitralile reprezintă personalități ale culturii și istoriei maghiare. Sala oglinzilor poate fi numită Perla Palatului Culturii. Grupul de oglinzi venețiene, din ambele capete ale sălii, mobilierul, picturile pe sticlă ale lui Roth Mikșo,
atrag turiști din toate colțurile lumii. Valoarea artistică a vitralilor, inspirate din baladele populare secuiești, este evidențiată de faptul că acestea ar fi trebuit să reprezinte Europa la expoziția de artă decorativă din 1914 de la San Francisco. A izbucnit însă primul război mondial, astfel că numai schițele trimise acolo au obținut medalii. Palatul Culturii a fost renovat în 2007 cu finanțarea Consiliului Județean Mureș. Cu această ocazie s-a amenajat și Camera Memorială Bernadi, unde se păstrează mobilierul de birou, cărțile și mai ales amintirea edilului care a avut cea mai mare influență asupra orașului. De asemenea, o cameră similară este dedicată și primarului Emil Dandea, considerat unul din inițiatorii modernizării municipiului. Cele două galerii de artă din incintă găzduiesc colecții valoroase în continuă dezvoltare. O altă instituție găzduită de Palatul Culturii este Biblioteca Județeană, care și-a deschis porțile în 1912, adăpostind 40.000 de volume, iar astăzi dispune de aproape 1.000.000 de cărți, numeroase incunabule și rarități bibliofile. În Palatul Culturii funcționează și Filarmonica de Stat, continuatoarea concertelor periodice ale Conservatorului de Muzică, înființat în 1908. Sala de concerte și sala mică a Palatului Culturii găzduiesc manifestări de prestigiu. Zilele muzicale Târgu Mureșene, Festivalul Internațional Constantin Silvestri, Festivalul Filmelor de Scurtmetraj Alternative și Festivalul Internațional de Chitară Clasică. Alături de Palatul Culturii, Palatul Administrativ constituie cealaltă capodoperă secesionistă. Se spune că atunci când a comandat executarea proiectelor pentru clădirea cu turn a fostei primării, Bernadi Gheorghe le-a cerut inginerilor să fie cea mai frumoasă construcție din oraș. Vizitatorul care contemplă clădirea perfect echilibrată, acoperișul cu țigle smălțuite colorate, ornamentele florale ale aticului, apoi intră și se plimbă prin hol, admiră casa scărilor principale, decorațiile pictate de mână ale holului și sălile de ședință, va afla cu siguranță că proiectanții au îndeplinit dorința lui Bernadi. În vecinătatea Palatului Administrativ se află clădirea primăriei, care este una din cele mai inspirate edificii în stil neobrâncovenesc, caracterizată de arcadele de la logia centrală. Un alt monument vestit al orașului Târgu Mureș este cetatea medievală, unde putem ajunge și urcând cele 70 de trepte ale scărilor Racoții. Cetatea s-a construit în secolul al XVII-lea la inițiativa județului Boroș Tamaș pe ruinele castelului fortificat al voivodului de Transilvania Batori Istvan. După ce turcii și tătarii, apoi oștile lui Basta, au devastat cetatea, nobilimea s-a refugiat în Brașov. Aici, Boroș Tamaș, viitorul jude al orașului Târgu Mureș, a înțeles utilitatea bisericilor săsești fortificate.
După modelul acestora, a construit apoi cetatea cu 7 bastioane, iar populația nu a mai fost nevoită să se refugieze prin păduri în caz de primejdie. Cetățenii au contribuit substanțial la lucrările de construcție. Breslele s-au angajat să financeze ridicarea a 5 din cele 7 turnuri, care păstrează și astăzi denumirea vechilor meșteșugari. Al cizmarilor, al blănarilor și lăcătușilor, al dogarilor, al măcelarilor, al croitorilor. Nu e greu de ghicit că turnul de la intrarea fortificației se numește Poarta, iar cel de-al 7-lea are numele domnitorului din vremea edificării, turnul Batorii. Una dintre clădirile cetății își așteaptă vizitatorii cu un bogat material, o expoziție de istorie și arheologie. În incintă găsim și Biserica Cetății, acest fascinant lăcaș de cult construit de franciscani în secolul al XIV-lea în stil gotic și devenită din 1557 Biserică Reformată. O altă biserică reformată este Biserica Mică, care s-a ridicat la începutul secolului al XIX-lea, în stil baroc târziu, în locul spitalului unde, începând din secolul al XVII-lea, erau îngrijiți, săracii și bolnavii. Merită să vizităm și Biserica Minoriților, a cărei construcție a demarat-o Ordinul Iezuiților în 1740 în cinstea Sfântului Anton. Biserica parohială din centru au construit-o tot iezuiții, după reinstaurarea catolicismului, fiind sfințită în 1750 cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Această biserică, în stil baroc, având la subsol o criptă zidită, păstrează un obiect misterios. În soclul zidului din sacristie se află o piatră sculptată înfățișând 3 soldați romani. Nimeni nu cunoaște originea acestei pietre. Catedralele ortodoxe, mică și mare, se află în cele două capete ale centrului. Catedrala mare poartă hramul Înălțării Domnului. Datorită dimensiunilor sale monumentale și a suprafeței foarte mari de pictură murală interioară, biserica se numără printre cele mai importante edificii ortodoxe de cult din România. Catedrala Mică a fost construită între anii 1926 și 1936, după modelul Bazilicii Sfântul Petru din Roma. Biserica Ortodoxă de Lemn a fost înălțată în anul 1794, din donația negustorului grec Constantin Hagi Stoian. La această biserică se observă influențe ale arhitecturii populare, dar și ale stilului baroc, reprezentând astfel un veritabil monument de artă. Concomitent și pe aceeași stradă cu Biserica de Lemn, s-a construit și Biserica de Piatră Înălțarea Domnului, sub supravegherea episcopului Ion Bob, așa cum stă mărturie pe inscripție. Biserica este o expresie a plasticii baroce transilvanene, iar în prezent aparține cultului ortodox. Sinagoga din strada școlii, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, este una din cele mai frumoase din Transilvania. Cu frontispiciul bogat decorat, cu ferestre rozetă semicirculare și rotunde. Unitarienii și-au construit la începutul secolului al XX-lea, în locul bisericii străvechi distruse, o casă de rugăciune fastuoasă, ale cărei ferestre ogivale amintesc de stilul neogotic și definesc imaginea pitorească a pieței Boioi. Să zăbovim puțin în frumoasa piață Boioi, unde putem descoperi statuia celor doi matematicieni,
boioii Farcaș și boioii Ianoș, adânciți în cugetările lor. Piața este înconjurată de clădiri renumite. Iată, de exemplu, vestita bibliotecă Telechi Boioi, una dintre principalele atracții ale orașului Târgu Mureș. Neîntârziat trebuie să construiesc la Târgu Mureș biblioteca, care să-mi păstreze cărțile și după moartea mea spre folosul obștesc. Astfel își descria în 1797 contele Telechi Samuel dorința de a construi biblioteca într-o scrisoare adresată de la Oradea soției sale. În următoarele decenii și-a înfăptuit grandiosul proiect, la care a contribuit și cu schițe proprii. Impozanta clădire în stil baroc clasic adăpostește biblioteca aleasă cu grijă și pricepere, devenind o moștenire prețioasă a culturii europene. Fondul de cărți al Bibliotecii Telechi s-a îmbogățit în anii 1950, când au fost transferate și aranjate în sălile de aici miile de volume și manuscrise aparținând fostului colegiu reformat din vecinătate. Din colecțiile reunite s-a născut actuala bibliotecă științifică Telechi Boioi. Tot aici s-a stabilit locul final pentru muzeul memorial al celor doi Boioi, Farcaș și Ianoș. Astfel, după 200 de ani, visul contelui Telechi Samuel a devenit realitate. Întreaga clădire se află în slujba științei. Asemenea vechilor biblioteci, și biblioteca Telechi s-a ridicat lângă o instituție de învățământ. Precursoarea actualului liceu Boioi Farcaș, Scola Particula, înființată în 1557, a fost școala cea mai progresistă și mai umanistă a epocii. Aici a studiat cel care a elaborat geometria non-euclidiană, cu influență determinantă asupra istoriei culturii umane, al cărui nume este cunoscut pretutindeni în lume, Boioi Ianoș. Piatra de temelie a clădirii din zilele noastre a fost depusă în anul 1908. Liceul, păstrându-și rangul între instituțiile de învățământ cu limbă de predare maghiară, din Transilvania, desfășurând și o intensă activitate culturală. De altfel, unitățile de învățământ din Târgu Mureș sunt recunoscute pretutindeni în România. Clădirea grandioasă a Colegiului Național Papiu Ilarian, construită în stil Art Deco, inițial ca gimnaziu catolic de fete, astăzi este o citadelă regională a educației. Colegiul Național Unirea, cu splendidul parc din fața sa, a fost finalizat în 1905, de asemenea în stil Art Deco, specific acelui început de secol. Cele mai renumite instituții de învățământ superior ale orașului sunt Universitatea de Medicină și Farmacie, care formează profesioniști cu căutare în toată Europa, Universitatea Petru Maior și Universitatea de Arte. Târgu Mureș este un oraș atractiv. Tot timpul anului oferă posibilități de recreere și distracție de calitate. Platoul Cornești și grădina zoologică de aici constituie destinația preferată de weekend pentru familiile care doresc să iasă la iarbă verde. Este un loc ideal pentru picnic, plimbări cu bicicleta sau cu trenulețul. Într-un alt capăt al orașului, complexul de agrement și sport weekend satisface toate exigențele. Bazine pentru toți, de la cei mai mici până la sportivii de performanță, terenurile de sport, restaurantele, gazonul îngrijit, asigură un confort total.
Călătorul care se va opri la Târgu Mureș și va cutreiera pe îndelete locurile, va fi răsplătit cu descoperirea unor adevărate comori ascunse, iar ospitalitatea oamenilor de aici va face ca șederea să fie memorabilă.